facultatea de informatică n-a intrat în planurile mele la început, pentru că eu sunt de la profil umanist, dar datorită opiniilor la foști studenți de la Universitatea Tehnică, care mi-au spus că, uite, este management informațional, se implementează foarte bine atât umanul cât și realul. Eu când am absolvit școala, mă gândeam ca să ajung în domeniul IT. Deci, concret, doream IT. Profesorii care am învățat în liceu mi-au propus UTM-ul și aici vom avea o pregătire mult mai bună. Această facultate m-a ajutat ca să mă angajez și la lucru, activând deja din anul 2, făcându-mi experiență foarte bună în acest domeniu. Majoritatea studenților sunt încadrați în câmpul muncii la finele studiilor, însă o bună parte sunt încadrați începând de în anul 2 a facultății. Sunt mulțumit de această facultate, deoarece profesorii sunt foarte prietenoși și în momentul în care ai nevoie de un sfat într-o întrebare, fiind legat de serviciu sau de lucru care mi se oferă la această facultate, profesorii întotdeauna sunt dispuși să te ajute și îți oferă toată materia necesară pentru a înțelege acest lucru. Prima dată când am intrat pe ușile facultății și primele ore, fiind la lecții de matematică, m-a impresionat foarte mult profesoara. Cât energie emană, atitudinea față de studenți și anume că îi susține. Am înțeles că am făcut alegerea corectă în privința specialității încă din anul întâi la început, când împreună cu colegii de mei și cu câțiva profesori am participat împreună la un eveniment și toate prezentările de acolo vorbeau atât de frumos despre viitor și anume despre faptul că noi suntem cei care creează viitorul. Am fost uimită și am înțeles că eu vreau să fiu aici și vreau să fac schimbarea. Această specialitate îmi oferă posibilitatea atât să fiu aici, cât și să lucrez și să activez în acest domeniu din orice colț al lumii. Iar această libertate posibilă este ceea ce ne dorim toți. Noi avem niște laboratoare minunate, noi suntem dezvoltați nu doar în cadrul facultății, noi de asemenea participăm la foarte multe seminarii și foarte multe proiecte internaționale. De asemenea, studenții sunt angajați în câmpul muncii foarte repede, nu există studenți care spună că nu pot găsi un serviciu în acest domeniu. Când am aplicat la universitate, am văzut că este o specialitate nouă, ingineria software, care am văzut că are un program nou de învățământ bazat pe probleme, problem-based learning, și la baza lui stă că noi lucrăm în echipe și trebuie să rezolvăm o problemă timp de un semestru bazată pe o topică. La specialitatea Ingineria Software se învață în engleză, dar mai sunt și alte specialități la care se învață și în franceză, în rusă, în română, adică pentru oricine se poate găsi o specialitate. Specialitatea ne oferă multe software licențiate, care acum în pandemie au fost foarte utile pentru noi. Dacă nu ar exista această facultate, probabil aș alege universitate în altă țară, din cauza că îmi doream lucru în domeniul IT, să devin un inginer în domeniu și alte universități nu cred că mi-ar putea oferi studii care mi le oferă UTM. Am făcut facultatea de IT și am fost atât de mulțumită și încântată încât am decis să-mi aprofundez cunoștințele mergând să fac un masterat. Am ales să fac masteratul la fel în tehnologii informaționale, plus la un program special care se numește dublă diplomă. Am ales să fac dublă diplomă pentru că am avut oportunitatea să-mi fac studiile aici la noi la UTM, plus în Suceava, la fel tehnologii informaționale. Dublă diplomă este o experiență în plus să mergi peste hotare, să cunoști profesori noi din domeniu, să-ți faci prieteni și totodată să acumulezi cunoștințe avansate. Avantajele facultății IT de la UTM este aceea că facultatea de zi cu zi se înnoiește, adică în fiecare an se duc instrumente noi, echipamente, profesorii tot timpul încearcă să găsească diferite metodologii europene cât și cele rusești. Eu n-aș spune că psihoterapeutii sunt studii mai bune. Eu am prieteni în Franța și în America. Ei mai mult se bazează pe teorie. În universitatea la noi, cum am observat eu, e bazat mai mult pe practică, adică anume în FCIM.
și aș spune că practică bate teoria. Am avut posibilitatea să mă duc la studii peste hotare, doar că am avut o lună de zile la dispoziție și am decis să încerc și în caz că îmi va plăcea, rămân aici. Și profesorii, adică mi-au dat dovadă în aceea o lună că da, se merită să rămâi la noi acasă, că tot este destul de bine. Am ales specialitatea de robotică și mecatronică deoarece era o specialitate nouă. Eu cred că am ales corect specialitatea din motiv că este o specialitate a viitorului și noi toți vedem cum progresează lumea, infrastructura. Este o specialitate cerută pe piața de muncă. Aceasta este unica specialitate din Moldova și în alte universități, adică nu este așa ceva. La facultatea noastră eu mă simt omul potrivit la timpul potrivit.